Bună seara, Iași! Bună seara, România! De ce nu? Pentru că suntem online oriunde în România. Este prima ediție a emisiunii Iașul te vede și am mândria și onoarea de a spune la mulți ani România. În această după-amiază nu sunt doar eu, este și colegul meu, Alex. Bună seara! Bună seara și ție, Laura! Bună seara, Iași! Bună seara, România! Lumea ar putea spune că asta este o zi ca oricare alta și poate este o zi ca oricare alta, însă însemnătatea acestei zile de 1 decembrie ar trebui să ne facă pe toți să ne regândim strategia când vine vorba de țara noastră și de patriotism în general. În fine, la mulți ani România, la mulți ani Iași, la mulți ani Iașul TV, de fiind prima ediție, deja sperăm să ne întâlnim și la anul în aceeași formulă să tăiem moțul. Și chiar peste 100 de ani, zic eu. Și peste 100 de ani vom fi la fel de tineri, nicio problemă, da. Ca o primă emisiune Iașul te vede, am stabilit alături de colega mea Laura că ne vom distra împreună de acum încolo. Este o emisiune de divertisment, o puteți urmări online, live și pe site-ul iaștvlive.ro. Însă, haideți să începem cu dreptul. Aș vrea să vă prezint pentru început câteva dintre evenimentele care au marcat mai mult sau mai puțin viața ieșenilor în ultima săptămână. Dar, înainte de asta, colega mea Laura are un anunț de făcut despre ce se întâmplă, cred că, chiar în acest moment, pe pietonalul Ștefan cel Mare. Municipalitatea nu ne-a așteptat, doamnelor și domnilor, a făcut lumină fără ca noi să putem să fim pe pietonalul Ștefan cel Mare. Începând cu ora 17 s-au aprins beculețele, Iașul a intrat în sărbătoare, sărbătoarea Crăciunului și așa va rămâne o bună perioadă de timp de aici încolo. Mulțumim celor care au avut grijă să ne lumineze întregul oraș și să ne facă, de ce nu, existența mai frumoasă prin aceste decorațiuni de Crăciun. Căci în ziua de 1 decembrie primarul a spus să se facă lumină. Și s-a făcut? S-a făcut lumină. Mai multă lumină decât era necesar. Bine, ok, să vorbim și despre faptul că după lungi dezbateri s-au hotărât aleșii noștri, au hotărât locația unde va fi amplasat noul spital regional de urgență. Cât s-a vorbit despre spitalul regional de urgență, în sfârșit știm cu toții unde va fi, știți și dumneavoastră, dacă nu vă spun eu, va fi în zona Oara de Vânt, da? Așa este. Așa este, da. Să vorbim și despre faptul că începând cu primăvara anului viitor, care deja bate la ușă, vom avea și autobuze noi la Iași, deci nu ne vom mai face nervi în momentul în care vom folosi mijloacele de transport în comun. Asta rămâne de văzut. Asta rămâne de văzut, da, rămâne de văzut. Să vorbim și despre faptul că președintele României, domnul Klaus Iohannis, a poposit la Iași acum câteva zile, unde a făcut o vizită la Societatea Antibiotice, pe care i-a și felicitat pentru activitatea depusă de-a lungul atâtor ani. Deci Iașul este fruntaș în atât de multe lucruri și să vorbim și despre faptul că la ultima ediție a examenului de rezidențiat, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași s-a clasat din nou pe locul întâi. Bravo, felicitări universității. Nu același lucru putem spune și despre Politehnica Iași, care încă se zbate acolo undeva în josul clasamentului, dar lumina a sosit săptămâna trecută și sperăm că lucrurile se vor repeta și în această vineri. Se pare că vinerea ne este cu noroc, dragi telespectatori, așa că să sperăm că Politehnica va reuși să mai scoată încă 3 puncte și din acest următor meci, care va avea loc mâine după amiază, de fapt mâine seară, începând cu ora 20:30, urcați dealul Copoului, fiți alături de Poli, are nevoie de voi. Da, suntem alături de băieții de la Politehnica Iași și îi susținem, suntem acolo meci de meci, sperăm să facă performanță și să ne ducă pe culmile Champions League-ului sau Diamond League, după cum spune colegul nostru. Ok. Să vi-l prezentăm și pe primul nostru invitat în această primă ediție a emisiunii Iașul TV. Este vorba despre domnul Andreea Preutesei, director la Ateneul din Iași. Și cel nu doar mai, orice director. Așa, cel mai tânăr director de instituție publică din țară, avem onoarea de a-l avea alături de noi. A vrut să accepte, de fapt, mai bine spus, că nu cred că a vrut, dar așa s-a nimerit. A acceptat să ne facă onoarea de a sparge gheața și de a fi alături de noi la prima ediție a Iașului te vede. Bună seara, bine ați venit, la mulți ani! Bună seara, la mulți ani, mulțumesc de invitație. Am și vrut să vin la voi, fiindcă îmi place să fiu la începuturile bune și cred că acesta va fi un început bun de o emisiune de care cred că Iașul duce lipsă. Noi ne bucurăm să auzim acest lucru. Știm că Ateneul a avut în weekend un spectacol dedicat acestei minunate zi de 1 decembrie. Ce s-a întâmplat acolo? E adevărat, la propunerea Inspectoratului Județean de Jandarmi am hotărât să organizăm un eveniment dedicat zilei de 1 decembrie, zilei naționale,
și împreună corul academic Gabriel Muzicescu, cu actorii Ateneului și într-un final cu muzica reprezentativă a garnizoanei Iași, am reușit să facem un spectacol de oră și jumătate extraordinar. Sala a fost plină, dar cred că cel mai emoționant a fost că toate fondurile strânse din acest spectacol au mers către lupta unui băiețel de 10 ani cu leucemia. Și s-au strâns undeva în jur de 12.000 de lei, deci nu bani puțini. Ne bucurăm că am putut să facem lucrul ăsta și să ajutăm ca dintr-un vlăstar tânăr bolnăvior să devină un stâlp sănătos al societății. Să dea bunul Dumnezeu și să fie, să ne reprezinte țara. De ce nu să ajungă să ne reprezinte această frumoasă țară pe care la fiecare două minute îmi vine să o felicit că a ajuns așa departe, pentru că a ajuns departe la mulți ani în România. Și vreau și eu să vă felicit pentru manifestarea organizată. Chiar vorbeam cu un prieten acum câteva zile despre muzică, era discuția, și vorbeam despre faptul că muzica te inspiră în funcție de starea pe care o ai, asculți o anumită melodie, te duce pe niște culmi nebănuite. În fine, însă în momentul în care ești în stradă cu ai tăi frați români și auzi muzica tradițională românească, imnul țării, cântat la instrumente, la fanfar, altfel e senzația. Pur și simplu, nu știu cum să descriu sentimentul exact, dar... Poate ne-l descrie domnul director, pentru că l-am văzut azi dimineață în Piața Unirii. Cred că e un sentiment care nu prea poate fi descris în cuvinte și e bine să rămână așa. Asta înseamnă că el se apropie foarte mult de sacralitate, se apropie foarte mult de perfecțiune și, în general, e bine ca lucrurile astea să nu ne pătrundem noi cu gândirea noastră pângărită. E bine să le lăsăm așa sfinte cum sunt și, de cele mai multe ori, să le dăm frâu liber ca să ne dea energia de care avem nevoie pentru a merge mai departe. Care este semnificația zilei sau, mă rog, cum simte directorul Ateneului din Iași ziua de 1 decembrie? Că spuneam că 1 decembrie e ca o zi ca oricare alta, mie îmi place să cred că o zi ca oricare alta ar trebui să fie ca 1 decembrie. Și bă, o zi în care parcă să uităm de toate lucrurile rele și să ne iubim așa cum suntem noi, cu bune și cu mai puțin bune, dar mereu cu o forță și cu o trăire și cu o speranță că putem mai bine. Și cu siguranță lucrurile astea ușor, ușor se vor așeza. Cred foarte mult în tânăra generație care vine din urmă și care ușor, ușor are din ce în ce mai puțin amprenta comunismului și din ce în ce mai mult are o deschidere spre tot ceea ce înseamnă frumos, liber și curat. Adevărat și frumos spus în același timp. Și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să întrerup această discuție preț de 2 minute. Pentru că suntem aici ieșeni și facem pentru ieșeni ceea ce facem și aș vrea să aud ce au de spus ieșenii despre ce cred ei că semnifică ziua de 1 decembrie și de ce nu cum vor să marcheze acest eveniment. Urmăriți un scurt material video realizat de, cu și despre ieșeni. Ziua națională 30 decembrie, adică ziua României, ziua statului român. Aștept ziua României. Ziua Unirii Naționale, știu. Ziua Națională României. Pe 1 decembrie se împlinește 100 de ani de 100 de ani de la primul război mondial, care a participat românii la primul război mondial. Și ziua națională a României. Ziua Națională a României. Da, Ziua Națională a României, bineînțeles. Ziua României. Ziua Națională a României. Ziua Internațională a României, nu? 30 decembrie, eu așa știu. Ziua Națională a României. Ziua Națională a României. Ziua Națională a României și sărbătorește Unirea Principatelor din 1918. Ziua Națională. Ziua Republicii, Ziua Unirii. Ziua Națională a României. Ziua Națională a României. Hai de mine, dar cum să nu știu? E ziua națională, ziua noastră, a românilor. Ziua Unirii Principatelor Române. 1 decembrie este Ziua Unirii. Ziua Unirii, să ne unim unul cu altul. Ziua Națională a României. Ziua Națională a României. Ziua de 1 decembrie este Ziua Națională a României. 1 decembrie mi se pare că s-a reunit Moldova cu Transilvania și cu Ardealul și Transilvania e tot una. Și în general s-a constituit România și mi se pare că și cu vecinii noștri care acum sunt stat independent. Republica Moldova, da.
Nu știu dacă este adevărat precis. Eu am liceu făcut, am și mai mult mai departe, dar sincer să fiu, la istorie nu am dat prea multă atenție. Mi-a plăcut limba română, în fine, cel mai mult. Deși poate acum m-am bâlbuit un pic, dar stăpânesc bine limba română. Ce să zic mai mult? Asta se sărbătorește, zic eu. Atunci s-a programat independența, parcă, ceva de genul. Că atunci e ziua României. Pentru că atunci a fost eliberarea, probabil, eliberarea României de toate... Sunt emoționată, mă scuzați. Asta nu mai știu, nu mai... acum sunt foarte obosită, vin de la servici. Pentru că e pentru 1 decembrie, ziua națională. Ieșenii nu pot fi luați pe nepregătite. Cred că, printre multe alte lucruri, ne-a dovedit chestia asta, filmulețul pe care tocmai l-am urmărit. Adică, din orice generație îi face parte, cumva crescând în bijuteria asta pe care o numim România, nu ai cum să nu știi ce se întâmplă pe 1 decembrie. Poate mai sunt persoane care confundă 1 decembrie cu 24 ianuarie. Nobody's perfect, știi? Dar 1 decembrie rămâne 1 decembrie. E bine că nu o confundă cu alte zile. Cu Halloween, poate, sau Hanukkah. Da, e mai bine. Sau cu Thanksgiving, cu alte chestii. E bine. Încă suntem pe drumul cel bun. E bine că încă mai avem sărbătorile noastre. Încă. Sărbătorile noastre românești, pentru că de-a lungul anului trebuie să mergi la atâtea evenimente, trebuie să sărbătorești atâtea lucruri, iar majoritatea nu au nicio legătură cu România. Și exemplele sunt multe, dar acum vorbim strict despre România. Și pentru că am intrat în program de sărbătoare, da? Așa am anunțat. Absolut. Că s-au aprins luminițele în centru, haideți să vedem ce a pregătit Ateneul Tătăraș și Ateneul din Iași pentru acest final de an, pentru această perioadă de sărbătoare. Ce am pregătit noi, fiind luna cadourilor, am pregătit peste 45 de evenimente culturale pe care le avem în această lună decembrie. Voi puncta doar câteva, începând cu premiera de mâine dimineață de Peter Pan, de spectacol dedicat copiilor, ajungând la spectacolul de duminica viitoare, seară, pe data de 11, atunci când vom și deschide piața din fața Ateneului cu luminițe de Crăciun și cu tot felul de surprize și jucărele pentru cei mici, la spectacolul de pe 14 decembrie cu Vasile Muraru, care vine într-un recital de excepție cu un spectacol al Teatrului Constantin Tănase din București, și culminând cu invitatul lunii, respectiv duminică 18, maestru Grigore Leșe va susține un recital de excepție alături de un cor de aici din Iași, Corul Academic Bizantion. Așadar, acestea sunt câteva cele mai importante evenimente. Pentru detalierea lor vă invităm atât pe site-ul nostru ateneuiași.ro, cât și pe pagina de Facebook, să vedeți acolo în fiecare zi, veniți la ce vă place. Sau de ce nu chiar la Ateneu? Și mai bine, noi acolo lucrăm de luni până luni, deci nu ținem sărbătorile în sensul de stat acasă, le deci sărbătorim prin muncă, așa cum văd că faceți și exact, voi. Exact. Păi, ce moment mai prielnic ar fi fost pentru a inaugura această emisiune decât data de 1 decembrie? E adevărat. Asta încă o dovadă că sunteți în slujba ieșenilor și cu siguranță eu mă mândresc cu voi și o să faceți treabă bună. Și noi ne mândrim cu dumneavoastră și mulțumim cu această ocazie pentru munca depusă. Așadar, luna decembrie, o lună destul de încărcată la Ateneul din Iași. Vă invităm alături de domnul preotesei să urmăriți spectacolele de acolo. Eu nu am apucat încă să merg la Ateneul din Iași. Nici nu știi ce ați pierdut. Pe cuvântul meu. Dar chiar nici nu știi ce ai pierdut. Da. Nu, asta dar înseamnă că ne luăm noi ca pe un reproș. N-am reușit să vă convingem prin activități. Promisiune solemnă, luna decembrie va fi luna în care nu doar debutează Iașul te vede, ci va fi luna în care voi intra în Ateneul din Iași. Veniți, sala Radu Beligan vă așteaptă cu drag, arată senzațional. Chiar ieri ne-am bucurat de vizita echipei tehnice din partea domnului Cristian Mungiu, cu ajutorul căruia vom transforma sala mare și o vom putea folosi și ca sală de cinema. O să facem un proiect care se va ridica undeva la 90.000 de euro și vom avea o sonorizare potrivită, un tun de proiecție potrivit, astfel încât cea de-a doua ediție a filmelor de la Cannes la Iași va fi în condiții mult mai optime și mai bune. Și pentru că este Ziua Națională a României, trebuie neapărat să le spunem celor de acasă faptul că eu știu că
că va exista o seară pe săptămână a filmului românesc la Ateneul din Iași. E adevărat, seara de joi, începând cu luna ianuarie, seara de joi va fi seara dedicată filmului românesc. Credem că e de datoria noastră ca instituție de cultură, în primul rând de cultură națională, fiindcă asta vrem foarte mult să promovăm, e să le arătăm celor tineri și celor mai de mult și puțin tineri, să le dăm un îndemn de a-și redescoperi valorile, fiindcă slavă Domnului avem atâtea valori și e foarte bine să ne uităm și în grădina altuia și să luăm ce e bun de acolo. E foarte important lucrul ăsta, nu chiar tot ce vine din afară e bun. Așadar, pe structura noastră, pe tradițiile noastre, haideți, dacă vreți așa, să mai îmbrăcăm din când în când o mănușă din afară, dar nu chiar toată haina. Adevărat. Așadar, aviz cinefililor, în ziua de joi renunțăm la Salma Hayek sau la Sylvester Stallone și rămânem puțin pe plaiurile mioritice care ne-au consacrat, pentru că avem și noi filme foarte bune, doar că... Avem filme foarte bune, numai că este o problemă cu locațiile. Pe lângă celebra problemă cu cinematografele noastre din Iași, Victoria, Republica și Dacia, pe care primăria acum se necășește să reușească să le obțină, chiar ultima capodoperă românească, Afacerea Est, deși a obținut premii și e foarte bine cotată, din păcate cinematografele nu i-au acordat chiar cel mai bun timp de emisie, adică îi dădeau o singură oră de la 11 la 12 dimineața, nu-ți vine nimeni atunci. Și de aceea cred că e datoria noastră să fie o sală de cinematograf, o sală pe care să o putem folosi și pentru așa ceva și care să acorde toate cele mai bune facilități, atât de vedere a filmului, cât și de proiecție și de tot ce înseamnă organizare. Așadar vorbim despre o sală multifuncțională, o sală care poate îndeplini mai multe scopuri. Cred că ăsta e rolul Ateneului, exact. Și cred că exact. Nu e de ajuns în 2016 să stăm noi în clădirea noastră de cleștari și așteptăm să veniți voi la noi, fiindcă dacă vom aștepta, vom rămâne cu așteptare. Da, și totuși românii nu sunt cunoscuți pentru așteptarea lor, ci sunt cunoscuți ca oameni care pun osul la treabă și iau atitudine și fac. Păi, se vede și exemplul. E clar, da. E viu, e în fața noastră. Exemplele vii sunt în platoul Iași TV Live. Se poate. E o dovadă că se poate. E o dovadă că cu puțină muncă, cu puțin efort, putem transforma ceva ce era, să zic așa, pe linie de plutire, cred, să o aducem cât de cât în prima ligă, măcar a instituțiilor de cultură regională. Ateneul din Iași oricum a suportat niște modificări extraordinare. Țin minte că acum 2 ani de zile în urmă, de-abia era câte un spectacol pe aici, pe acolo, se juca undeva în underground-ul Ateneului. Am fost prezentă și atunci, așa că pot vorbi prin propria mea prismă. Iar deodată, anul acesta a înviat și a căpătat straie de sărbătoare și ce frumos a înviat. Exact, și are o cu totul altă față și cred că poate să se bată cu cât se poate de multă tărie cu orice altă instituție publică de profil din țară, dacă nu și chiar și din străinătate. Eu asta spuneam când m-a întrebat cineva ce vreau să fac din Ateneu și le-am spus foarte simplu că vreau să-l transform din ultimul vagon a unui tren marfar, vreau să-l transform într-o locomotivă a culturii românești, într-o locomotivă în care toată lumea să știe că la Ateneu se întâmplă lucruri bazate pe tradițiile noastre, pe cultura noastră, pe naționalismul nostru. Asta desigur nu înseamnă că toate evenimentele vom face obturați de celelalte lucruri, nu. Dar cred că e important să avem și o astfel de instituție și să fie o instituție dedicată în special celor tineri. De asta am făcut și posturile de actori, unde am angajat acei actori pentru o perioadă limitată de timp, pentru 2 ani de zile, astfel încât odată la 2 ani să le dau șansa tuturor celor sau celor mai buni studenți de la Facultatea de Teatru din Iași să poată veni la Ateneu și să-și facă mâna în teatru, să ia contact cu publicul, să se dezvolte. Ăsta e rolul nostru. Poate oricine calcă pragul Ateneului din Iași să devină actor pentru o perioadă nedeterminată sau determinată, indiferent dacă are sau nu studii în acest domeniu, dacă vorbim despre o persoană talentată care are o anumită înclinație. Talentul e singura cerință mea. Înțeles. În rest, studiile, oameni mai învățați ca mine spuneau că sunt o grămadă de idioți cu carte și oameni înțelepți fără școală. Așadar, îi așteptăm cu drag. Da, trebuie doar talent și, în primul rând, bunăvoință și dorință de muncă. Cât de riguros este procesul de selecție? Nu e foarte riguros procesul de selecție, în schimb e foarte riguros programul, fiindcă cineva m-a acuzat zilele trecute că am transformat Ateneul într-o unitate militară. Da. Ei trebuie să înțeleagă că noi acolo suntem în slujba oamenilor și trăim din banii lor și muncim pe banii lor.
și mie îmi place foarte bine să dorm liniștit acasă. De menționat și faptul că să pui în scenă o piesă de teatru nu este lucru ușor. Chiar duminică, la spectacolul de duminică care l-am făcut cu ocazia zilei de 1 decembrie și pe care l-a prezentat Mircea Radu, la final domnul comandant al jandarmeriei a venit și mi-a spus că nu și-a închipuit niciodată că pentru un spectacol e atât de multă tevatură, atât de multă muncă, atâți oameni în spate pe care nimeni nu îi vede. Exact. Și deși la noi a fost cât de cât un spectacol limitat, mic ca și dimensiuni, povesteam că la operă, de exemplu, unde aveam spectacolul Aida și unde în punctul culminant erau 120 de oameni pe scenă, imaginați-vă câți erau în spate. Exact. Așadar, când vedem un spectacol frumos, e bine să ne gândim și la oamenii din spate. De aceea și când vedeți programul Ateneului, gândiți-vă în primul rând că nu pot să-l fac singur, ci îl fac alături de colegii mei și cu bunăvoința lor pot să le spun că eu, dacă ar fi după mine, aș sta 24 la servici. Dar ei alături de mine stau și săraci și muncesc și de asta am promis că de sărbători voi fi un pic mai bine. Pentru că mai avem doar 2 minute până la pauză. Doar 2 minute? Vai, nu, vreau viața să mea știu. Se termină. Așa, pe final, nu, mai continuă și după. Sunt stai în depresie, nu mai vreau să mai zic nimic. Nu poți să fii în depresie pe 1 decembrie, nu ai cum. Gata, vreau să știu cum este să fii, sau mă rog, să ai atâta încărcătură pe umerii tăi, la o vârstă atât de fragedă, pentru că, așa cum spuneam, sunteți cel mai tânăr director de instituție publică din România. Sunăm la Guinness Book imediat. Cred că cel mai greu e să-i conving pe cei care au impresia că de 40 de ani au făcut ei cultură în ea și să-i conving că de fapt n-au făcut. Și să-i conving că se poate și altfel, să le arăt că poate cu jumătate din sumele alocate pentru alte proiecte se pot face evenimente de o anvergură și de o frumusețe extraordinară. Și să-i mai rog sau să ajung la un consens cu ei că nu suntem la instituție bugetară program de actori. Și sună foarte greu totuși. Instituția de spectacol e cu totul altceva, acolo trebuie să muncim necondiționat până iese produsul cultural finit, fiindcă în funcție de el primim și recompensele din partea publicului. Dacă el a avut odată încredere în tine, a plătit biletul și tu ai oferit un produs cultural slab, a doua oară l-ai pierdut, nu-ți mai bine. Din tot ceea ce am văzut din momentul lansării Sălii Beligan și până în prezent, este clar că produsul finit este unul de cea mai bună calitate, pentru că emulația este tot timpul mare acolo. Văd de fiecare dată doar săli pline. Și cred că cuvântul cheie, că dacă vorbim despre schimbarea prin care a trecut Ateneul din Iași, este pasiune. Pentru că poți pune în scenă o piesă de teatru, poți pune în scenă un musical, poți pune în scenă orice, dar se vede, adică publicul va vedea cumva cât de mult e implicat, cât de mult timp ți-ai alocat să o faci, pentru că produsul finit depinde foarte mult de oameni care chiar pun pasiune în ceea ce fac și sunt într-adevăr pasionați de ceea ce fac. Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră în această după-amiază și, de ce nu, sper să vă avem din ce în ce mai des aici la noi, la Iașul TV. Mulțumesc tare mult! Cu mare drag, iar noi trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim!